Deșteptarea. Mergem la Iași, ce crezi că se mai fură prin țară? Sau de prin, de prin țară? Nu cred, știu că cum să... tot, adică... Bine, până la tot. Eu nu cred că e ca atunci când a zis Radu Vasile acum 25 de ani, gata, nu mai e nimic de furat. Eu cred că... Da, am avut un prim-ministru care a spus treaba asta. Da, a zis gata, din momentul ăsta s-a terminat, nu mai e nimic de furat. Ce istorie zbuciumată pentru țara asta după 89 și înainte de 89, normal. Doi bărbați din Iași, fiți atenți, au fost prinși după ce au furat bere. Poate până aici nimic anormal, da, adică nu sunt primii care fură bere, dar o furau cu tomberonul. Trăiască berea, că tare ne-a durut, foaie verde și-o lalea, fie pâinea cât era, chiar aici în țara ta, toți o fură cineva. Foaie verde și-o lalea, fie pâinea cât era, chiar aici în țara ta, toți o fură cineva. Da, că Helciug a fost vizionar, cântecul ăsta e scris pentru ăștia doi, nu? Cei doi ar fi pătruns într-un depozit din Iași, din municipiu, ar fi sustras mai multe baxuri de bere, cauzând un prejudiciu de aproximativ 6.000 de lei. Putem face un calcul. Da, să zicem 10 lei baxul de bere, iau și eu când mai ieftin de 10 lei, așa? Nu se poate, cred, nu? Da, da, poate erau mai pretențioși. Nu știu. Bun, da, ok. Ce băgăm azi la tomberon, da, din aia de lux? Da, dar cum furau cu tomberon? Adică băgau un tomberon și atrăgeau tomberonul. Erau vecini cu depozitul. Am înțeles, să prefăceau că luau gunoiul și băgau de bere. Da, hai să ducem gunoiul. Asta era... că nu, da, nu furau așa la baxul de 6, poate erau baxul de 6 de la de peturi. Asta se întâmpla la Iași. Da. Câteva zile înainte, în Bacău, îți povesteam că s-a dat spargere la o fermă și s-au furat de acolo semințe de floarea soarelui. Mă întreb dacă sunt aceiași. Da, cu faci legătura, nu? Da. Păi... cu ce merge cu berea? Normal, o sămânță acolo, sămânță, cum se spune. Da. Bine, hoții din Bacău furaseră și îngrășăminte și semințe de floare soarelui. Ăștia bere, ce ar putea face împreună? Bere, îngrășăminte, nu știu, asta cu îngrășăminte, doar dacă vor să meargă pe câmp sau ceva de genul. Poate sunt hoții care vor să-și să realizeze o fermă. Așa da. Și semințele nu erau pentru mâncat, ci pentru pus în pământ. Exact. Ai văzut? Da. Berea la final, după atâta muncă. Din România. Deșteptarea